Bună ziua, dragi colegi, și bine v-am găsit! Vă vorbesc astăzi despre trei posibilități de a folosi o tablă albă atunci când aveți lecții online cu elevii. Prima opțiune ar fi tabla albă whiteboard de la Zoom, dacă aveți lecțiile pe Zoom. A doua posibilitate ar fi Jamboard, o aplicație din suita Google. Și a treia posibilitate ar fi OpenBoard, o aplicație pe care o găsiți pe internet, dar trebuie să o salvați pe calculatorul vostru. Fiecare dintre acestea face altceva și e folositoare la altceva. Trebuie să alegeți între ele în funcție de ce planuri aveți pentru lecția respectivă. Haideți să vedem cum funcționează prima dată tabla albă de la Zoom. Cu share screen, iată, o găsiți aici, vi se deschide fereastra aceasta și o găsiți aici, whiteboard. Îi dăm share și copiii vor vedea această tablă albă de pe ecranul vostru. Ce puteți face cu ea? Puteți să scrieți, vi se deschide aici o casetă de text în care puteți să scrieți din tastatură. Dacă selectați, puteți să schimbați culoarea. Puteți să desenați, iată, aveți aici mai multe opțiuni de desen, linii groase, subțiri, forme, cerculețe pline. Vă recomand să apăsați pe toate aceste butoane și să vedeți ce face fiecare. Aici aveți stamp, dacă elevii, de exemplu, au primit un exercițiu, le puteți pune câte o inimioară în dreptul exercițiului. Un highlighter aici, ca să arăt unde citim acum, citim aici, citim aici, citim aici. O radieră cu care puteți șterge dacă doar apăsați pe respectivele forme. De aici vă alegeți fonturi, caractere, mărime, culori. De aici anulați comanda de dinainte. Ștergeți toată tabla și chiar o salvați. Puteți să salvați ce ați scris pe tablă, vi se salvează în calculator în documentele voastre. Avantajul la tabla albă de la Zoom este faptul că atunci când o partajați, copiii pot scrie direct aici. De exemplu, dacă le dați un exercițiu, 3 plus 4 egal, 6 plus 5 egal, copiii de acasă, de pe calculatoarele lor, de pe laptop, de pe tabletă, depinde ce dispozitiv au, nu toate dispozitivele funcționează, am înțeles, copiii pot scrie aici rezultatul. Ei își iau creion, iată, de aici își iau creion și scriu rezultatul. 6. Nu e bine 6. Ups, am șters totul. Zic că iau creion și scriu aici 7. Și voi vedeți, dar și ceilalți participanți la întâlnire vor vedea ce scrie unul dintre ei aici. Și atunci când vreți să-i ziceți că a făcut bine, îi puneți în drept o inimioară. Deci asta ar fi tabla whiteboard de la Zoom. Îi dau stop share acum și voi închide pe Zoom. Ca să vă arăt altceva. O să vă arăt Jamboard. Jamboard, am mai povestit despre Jamboard într-o filmare. Jamboard găsiți în suita Google. Derulați până mai jos și iată aici Jamboard. Aici puteți să vă salvați tabla pe care scrieți, pe care o puteți pregăti de dinainte. Față de tabla albă de la Zoom, această tablă din Jamboard o puteți pregăti de dinainte și se poate salva. Pe Zoom, pe tabla albă de la Zoom, nu puteți pregăti în avans lecțiile, desenele sau ceva să fie scris. Dar pe Jamboard puteți. Aveți și aici mai multe pagini pe care le puteți derula. De aici, din bara de instrumente, vă alegeți dacă să scrieți, să ștergeți. Iată. Aveți aici jos un highlighter pentru a preciza copiilor. Acum citim aici, acum facem aici. Puteți insera imagini. Asta mi-a plăcut mie la Jamboard, că pot insera imagini.
Și dacă mă duc pe imagini, le pot mișca astfel încât să prezint copiilor ce, de exemplu, în cazul meu aici, o adunare cu trecere peste ordini și atunci mut imaginile pentru a arăta cum le grupez. Acesta este Jamboard. Voi închide. Și o altă aplicație ar fi Openboard. Povestesc despre ea într-o filmare de pe YouTube, ca să vedeți ce face, ce fac toate aceste butoane. Puteți să accesați filmarea mea. De aici puteți să scrieți, puteți scrie pe tablă, dar copiii nu pot scrie și ei, nu este o tablă interactivă. Puteți să trasați linii, linii strâmbe, dar jos aici aveți linii drepte cu care puteți construi un pătrat, un dreptunghi. Puteți să alegeți un background, iată, cu pătrățele, măriți, micșorați pătrățelele sau linii. Puteți avea o tablă albă sau neagră. Puteți adăugați pagini. Toate paginile le vedeți aici, ca la PowerPoint sau PDF. De aici puteți insera documente. Iată, mi-aleg documentele din calculator și dau Open in Board și văd documentul sau poza respectivă. Cu creionul pot să scriu aici sau pot să modific în funcție de ce mi-am propus să fac. Dezavantajul este că nu pot să mut aceste imagini așa cum făceam în Jamboard, de exemplu, ca să prezint copiilor cum grupez niște obiecte. Aici imaginea e statică și nu puteți insera încă o imagine peste aceasta, astfel încât să aveți mai multe. Este doar o imagine. Vă sfătuiesc la fel să vedeți ce fac toate aceste butoane. Aici este un stylus, adică un creion cu care scrieți. Dacă apăsați pe el, va apare o bară de instrumente. Vedeți ce face fiecare iconiță din aceasta. Aici este un highlighter. Aici este o casetă de text în care puteți scrie din tastatură. Puteți mări caseta de text, adăugați text și copiii vor vedea, de exemplu, atunci când rezolvați o problemă la matematică, elevii vă pot urmări aici să vadă ce faceți. Așadar, recapitulăm. V-am prezentat astăzi tabla albă de la Zoom, pe care puteți scrie, puteți desena și avantajul este copiii pot interacționa și scrie direct pe tablă, se sincronizează. Jamboard, pe care copiii nu pot scrie decât dacă dați share și ei o deschid din contul lor de Google, dar pe Jamboard puteți mișca imaginile. Și Openboard, unde nu puteți mișca imaginile, dar puteți scrie și puteți urmări, să zicem, un text, să subliniați ceva, să adăugați detalii. Deci voi închide Openboard. Sper că v-am fost de folos și astăzi cu explicațiile mele. Până data viitoare, rămâneți cu bine!